Salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Începem un nou episod cu Parma. Ne așteaptă un episod extrem de dificil astăzi. Intrăm pe ultima 100 de metri în seria. Vedem, din păcate, am pierdut acolo locurile de Champions League. Deși, la un moment dat, eram în duel direct, chiar și pentru seria cu Juventus. Bine, în acest moment suntem pe locul 5, pierdem așadar și locul 4 în dauna celor de la Napoli, pentru că Napoli are un meci în plus, așadar avem nevoie de o victorie astăzi în primul meci. Mergem la Milano pentru a juca cu Inter, la numai 3 zile avem un meci cu Roma acasă, mergem la Torino pentru cel de-al treilea meci și pentru ultimul meci de astăzi jucăm acasă cu Sampdoria. Pentru ultimul meci, ultimul episod, ne va rămâne meciul decisiv, practic, cu Napoli pentru această grupă, pentru grupele Champions League, practic, pentru top 4. Episodul trecut a fost unul extrem de slab, 1-1 cu Lazio, 1-1 cu Fiorentina și doar 0-0 cu AC Milan. Așadar, forma noastră recentă nu este una foarte, foarte bună, nu este una care să ne dea încredere foarte mare, însă avem nevoie de un episod perfect astăzi pentru a rămâne acolo pe loc de Champions League, pentru a mai spera la un loc de Champions League pentru această ultimă parte a campionatului. Din păcate, l-am pierdut pe Denis Pan și se simte pentru că jocul nostru era foarte mult bazat pe Mihaele și Manu Benzi. Din păcate, nu mai avem pe Man pentru că s-a accidentat. Jucăm cu Sefer acolo în bandă. E bun, e bun, îți faci treaba cu el. Însă, la nivelul care este în Serie A, mai are mult de muncă Sefer. Se simte că nu e la același nivel la care era Man și, din păcate, am pierdut puncte foarte multe în această ultimă perioadă a sezonului. Da, arată superb San Siro, absolut perfect acest stadion. Se vorbea că vor să reconstruiască acest stadion. Eu cred că ar trebui doar un pic îmbunătățit pentru că arată absolut super la acest stadion. Cred că ar trebui să se mențină pentru că acest stadion e plin de istorie. Dar hai să ne concentrăm la ce avem noi de făcut astăzi. Rezolvăm cu 3 puncte de pe San Siro. Bun, zic eu aici, excelent tackling-ul. Joacă aici cu Antonio Sefer, are spațiu Sefer, excelent bastonii. Excelent bastonii, cât de simplu îl depozitează acolo pe Sefer, Dzeko. Din păcate am ajuns într-o situație în care nu prea ne convine. Jucăm cam cu cuțitul la os, avem nevoie de victorii pentru a rămâne acolo în lupta pentru locul 4. Cât de bine găsește acum spațiul Kostić, ne salvează Gigi Buffon aici. Avem noroc, prima ocazie mare aparține Interului. În minutul 8, destul de repede, reușește Interul să creeze pericol. Barel. Toace aici pentru Sensi, Sensi pentru Gareth Bale. De Vrij. Bine Sefer aici, haide. Da, reușește să paseze aici Sefer Sike. Joacă aici cu Ademi. Ademi greșește să pasă. Atenți, Skriniar acolo. Sunt la 6 puncte. 6 puncte la de noi Interul în acest moment. Trebuie să scoatem un rezultat. M-am oprit aici pentru că aveam emoții că vom pierde acel duel. Dar trebuie să scoatem un rezultat pozitiv astăzi pentru a nu le da speranțe. Antonio Sefer în fața porții și reușit să egalăm, să marcăm prin Valin Ihăilă. Nu știu de ce am zis să egalăm. Da, pentru că au avut ocazii mari mai devreme Intero. Ocazii bunicele, reușim să dăm lovitura pe contră. Bun Sefer aici, centrare perfectă în fața porții și Voli pune latul acolo. Doamne, doamne!
Cât de bine ia față aici Mihail lui Skriniar. A, perfect, absolut perfect debutul de meci. Reușim să marcăm destul de repede minutul 18. Hai să menținem, hai să menținem rezultatul. Interul are calitate foarte mare. Aia de mi-a adus pe Bale în dreapta aici, Costici în stânga, l-au în atac pe Edin Dzeko, Lautaro Martinez, ce jucători, ce jucători. Bun, Bela Kuchap aici, Sefer 1-2 cu William, Sefer joacă aici pentru Ademi, Ademi joacă pentru João Pedro, Dincu, două Dincu, Vali! Mihail Vali face dubla, 2 la 0. 2 la 0. Bun. Cât de bine ne descurcăm pe contraatac, cât de bine îi desfacem. Ai un debut de meci perfect, nici că ne puteam dori ceva mai mult de atât. Să avem 2-0 pe terenul Interului, mai ales că, așa cum spuneam, forma noastră recentă nu este una senzațională, venind după 3 egaluri consecutiv. Dzeko joacă aici cu Sensi, Gareth Bale. Joacă din nou cu Dzeko, Gareth Bale. Cerează Gareth, trece aici de Vali Mihaela, excelent, Felix Sacco. Recuperăm, putem pleca din nou pe contră, Ciprian scoate aici în bandă pentru Siche, liber aici, Sefer primește și intră centru, are spațiu aici, Sefer, Sefer pentru nimeni. Și în pasă simplu aici, ce ocazie arată în deata, ca periculos. Lautaro Martinez pentru Costic, accelerează Costic, iese să merge cu afară. A, intrăm în ultimele de 10 minute ale primei reprize. Hai să încercăm să ținem un pic de linge, să încercăm să îi desfacem mai bine. João Pedro joacă aici cu Ademi. Mamă, cum mi-a luat o minge aici, mă, era în spatele meu, cum? Cum? Noi se cheia acolo, bun. Bun. Murato scoate aici pentru Vali Mihail, bună pasa. Dar bună și intervenția lui Gareth Bale. De bine s-a apărat aici. Skriniar. Sensi. Sergio Busquets, Lautaro Martinez, Gareth Bale. Ce nume, ce nume. Ce nume sunt în echipa Interului. Barella pentru Costic. Sergio Busquets. Nu, Barella, Sergio Busquets. Reușit să recuperăm. Greșește aici Busquets și putem pleca pe contră. Ademi joacă aici cu João Pedro. A, mă, lasă-ne, mă, eram 3 contra 3, 3 contra 3, lasă-ne să plecăm și noi pe contraatacul ăsta, penibil. 2-0 pauză, o primă repriză absolut perfectă din partea noastră. Bun. Bun. Hai tu și buci. Silvia. Schimbă poate aici pentru Sike. Bela Kuchap. Liber aici, Ademi, intră în centru, Ademi, pasă pentru Vali Mihail. Iese la mână aici. Bastoni cu Devrachi, Sensi. Barella. Lauta. Dzeko. Joacă în dreapta cu Gareth Bale. Dzeko, mai departe, Lautaro, Barella, scoate Gigi. Nu-și mă revine vocea. Probleme mari, probleme mari, Google, probleme, probleme, Google. Iese Dzeko, intră Corea. Un atacant mai vorbit. Bine, Ademi aici, avem șansa unui contraatac. Ademi greșește, însă pasa, atent, pare la acolo. O, oh, ce greșeală face Handanovic! Atent însă Skriniar, din nou Handanovic, când face se o comită.
Trebuie să profităm de astfel de moment. Trebuie să încercăm să profităm pentru că Interul e periculoasă și poate reveni în joc oricând. Lautaro Martinez joacă aici cu Barella. Lautaro din nou pentru Costici. Întoarce aici pentru Barella. Haide! Da, William. Pentru ce era penalti, mă, penibilule, că am jucat mingea. Pentru ce, mă? Pentru ce ai dat penalti? Nu să mă duc acolo. Nu să mă duc acolo, însă am schimbat în ultima secundă. Reduce din diferență la Lautaro Martinez. Ce penalti ai mi-a dat penibilul ăsta? Ce penalti? Uite unde stă, stă în dreapta noastră, stă asta. Păi și asistentul lui celălalt prieten cu lina retrovizoare. Da, execută bine pe Lautaro Martinez. Pentru ce a dat penalti penibil? Da, îi readuce în meci, practic, cu această decizie arbitru. Bună pasă. Bună și aceasta. Sefer pentru ADM, excelent de drive. Nu corner. Am încercat să deschid unghiul aici, să încerc șutul cu João Pedro. O, ce intervenție are Skriniar aici? Și poate fi o contră periculoasă pentru Inter, Barella. Tot și pentru Costici. Sergio Busquets, Lautaro. Lautaro, 1-2 cu Barella, Lautaro. Scoate aici. Hai de să intre aici acest șut. Cianhanuk. Bun aici Morato. Haideți să plecăm pe contru. Bun, îi desface. Ademi. Ademi pentru Joao Pedro. Scoate Handanovic. Mihail pierde însă acolo preluarea greșită de Mihail acolo. Treia să încerc aici o scăriță. Treia să încerc o scăriță. Aratăm o ocazie imensă. 1-1 cu Handanovic. Ten Morato. Bun. No. De ce am încercat eu pasa aia? Știam că e greu să intre și tot am încercat. Cianhanuk nu joacă aici pentru... A pierdut GG, tu și ups. Ultimele 10 minute, hai să fim atenți, hai să nu dăm cu piciorul acestor puncte. Foarte importante pentru noi aceste puncte. ADM. Ce fundaș are Inter. Suntem desfăcuți la această fază. Sergio Barella. Bun GG aici. Hai să fim atenți, ultimele 5 minute. Hai să-l dăm cu piciorul la tot ceea ce am construit până acum. Da, avem spațiu aici! Excelent de rai. Bun, Felix! Vali! Greșim din nou pasa, de ce mă grăbesc? Să intrăm în prelungirile meciului și eu mă grăbesc. Bine, Morato aici! Am că ești penibil. Ești penibil! Lasă-mă să termin și eu faza! Bun. Bun, plecăm cu 3 puncte de pe San Siro. 3 puncte absolut... foarte importante. Foarte, foarte importante aceste puncte. Vali, Mihaela, le aduc 3 puncte care ne țin acolo pe locul 4. Ne readuc pe locul 4. A foarte echilibrat meciul, dominată posesia de Inter 60%, aceleași șuturi la poartă 4-4, ca la teatru, reușim să plecăm cu 3 puncte de pe San Siro, absolut imense.
Absolut imense. Vedem, revenim acolo pe locul 4 și avem meci cu Roma. Un nou meci care se anunță extrem de dificil. Trebuie să scoatem la capăt astăzi acest episod cu 9 puncte. Da, asta este obiectivul pentru a spera la locul 4 pe final de sezon. Trebuie să scoatem astăzi maximum din acest episod. Începem bine, începem cu dreptul. Hai să continuăm pe aceeași undă, pe același ritm. Sperăm și ne gândim că poate se va încurca și Napoli. De ce nu? Adică numai noi să pierdem puncte, să mai piardă și ei. Revenim pe Ennio Tardini și primim vizita trupei lui José Mourinho. Ne așteaptă un meci la fel de dificil. Fu, ce pasă dă Siche aici, excelent. Siprian se întoarce cu fața și are spațiu, Siprian. Siprian pentru Adeyemi, excelent Spinazzola. Excelent Spinazzola aici. Situație de 1 la 1, era absolut... Absolut, 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 era absolut, absolut, splendid. Joc pentru, greșește joc pentru aici. Da, dacă nu reușea acolo, oh, cât de ușor depășit aici Felix Agu de Mkhitaryan. Dacă nu reușea acolo să intervină Spinazzola, puteam scăpa singur cu portarul. Vali trece aici de Karsdorp, vine și privește Siprian. Siprian joacă aici greșit, atent cum bula. El Shaarawy, El Faraol. Diawara greșește aici, recuperăm, însă greșit din nou pasa simplă. Karsdorp. Shomu Rudolf. Karsdorp, Mkhitaryan joacă mai departe cu Pellegrini. Shomu Rudolf, Shomu Rudolf, șutează scopul. Mă așteptam aici la Shomu Rudolf să caute el poarta, mă așteptam să caute pasa decisivă. Doamne, doamne, cât de ușor pierdem acolo, băi, Sefer, bă, băi, Sefer, bă. El Shaarawy. Nu corne pentru gol. Noi GG. Nu. Primește Siche. Vine Adeyemi în bandă. Are spațiu aici. Adeyemi. Are spațiu Adeyemi. Haide, tată. Da! Nu pot să cred. Bă, nu pot să cred, Joao Pedro, în loc să faci preluare, pe tine te-a bușcat acea mingi. A sărit din tine ca din colțul Messi. Ce ocazie ratăm aici, deschide scorul. Cred că mai bine încercam o finalizare din prima acolo, bine Felix aici, bine Felix. Dar cred că o finalizare din prima era mult mai recomandată. A ținut cont de tăria pasei. A fost perfectă o finalizare de prim. Adeyemi. Trece Adeyemi. Adeyemi! Scoate lui Patricio. 34 ocazii importante și pentru noi. Deși nu o pasă simplu. Lui Patricio, sub presiune aici. Mihail în fața porții. Reușim să ratăm, nu pot să cred. Puteam să ratăm un asemenea cadou. Puteam să refuzăm un asemenea cadou.
Dacă era să facem noi acest cadou, adversarul abia aștepta să ne... Haide, băi, Sefer, bă! Trezește-te, bă, băiatule! Absolut penibil. Absolut penibil. E show-ul Rudolf. Deschide scurile. Hai minge în picior, două acolo, dar aici joacă și tu mai pe vână, mai... Morata cât de ușor e depășit aici de adversar, cât de ușor este scos din joc. Ia la mână Vali Mihail, își dă seama că n-are ce să facă, pe unde să treacă și se întoarce. Adeyemi, 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 Adeyemi Karim, 1-1. Absolut nimic, că reușit să marcăm aici. Ce șut are. A bună acțiunea lui Vali până la urmă. A găsit pasa corespunzătoare, însă Ade mi se descurcă absolut perfect. Și reușit să egalăm la ultima fază a primei reprise. Cât de ușor a primit golul, cât de ușor a primit golul. Ciprian deja nu mai poate, va ieși imediat. Veretu. Scoate aici în bandă la Mkhitaryan. Toace Mkhitaryan pentru Karsdorp. Karsdorp se descurcă bine aici. Pasează cu Ibanez, Pellegrini pentru Veretu. Show Rudolf. Pellegrini găsește pas aici, Pellegrini pentru El Sharawi, trece El Sharawi. Cerează Sharawi, nu pot să cred. Gigi scapă să pun aici. De ușor privind. Cât de ușor pe inimă. Are prim planul aici Gigi. Nu, i-a luat, i-a furat băiatul la mingea. Ce gol primit, gol de cascadorii râsului. Gol de cascadorii râsului. Absolut penibil. Absolut penibil. Și o luăm de la capăt acum, suntem din nou conduși de Roma. Pierde aici Carvalho. Bine, nu era cu aici. Bun, bun. Bun, Sefer. E bine zata aici cu Mbula. Am avut un culoar acolo, însă până a ajutat Sefer, s-a închis imediat acel culoar. Trece Mkhitaryan din nou de fundaș, destul de ușor. David Ayala e de fapt e acolo. Haide, țin un teren! Bă, băiatule, bă! Ce meci dificil cu Rom. Primim două goluri, e absolut incredibil de ușor. Și vedem, e foarte greu să-i desfacem Tocet. Bun. 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 Da. De ce dai cu dreptul aici și nu dai cu stângul de evitată? Cât de mult am așteptat să fii în poziție reglementară, să tu bat joc. Îți bat joc aici. Dai cu stângul, că-ți venea perfect.
Penibil. Cât de ușor să spui aici. Acest 1-2. El Sharawi se întoarce în cea la El Sharawi, incredibil. Inter 2-0 cu Genoa. Ultimele 15 minute. Hai să încercăm măcar să scoatem un egal de la meciul ăsta, altfel suntem pa. Putem spune adio în locul 4 dacă nu câștigăm măcar un punct la meciul ăsta. Te vezi de zid, bă, ești nebun. Bă, de zid, mă. Doamne, incredibil așa ceva, Mkhitaryan, deci că e magician, ne ascunde mingea, ești nebun. Bun, avem spațiu. Fabio Silva, momentul 86, hai să vedem dacă reușește să dă lovitura. E ca și pierdut locul 4. A Napoli, abia așteaptă să ne încurcăm noi. Abia aștepta Napoli să ne încurcăm noi, cu siguranță. Mai pressing, mai pressing, ultimele pe 2 minute. Ce bun pe aici, mă, pasează echipa asta. Pasează echipa asta, zici că nu e adevărat. Ai văzut tu fault, nebunule, care ești nebun. Te-ai speriat că mai plecăm și noi pe contraatac acum în ultimele 30 de secunde și ce ai zis? Mai bine fluier. Să te rog, bebe. Era prea frumos să câștigăm cele două meciuri. Era prea frumos să ieșim cu bine astăzi și să rămânem acolo pe poziția 4. Dar, din păcate, dăm cu piciorul. Până la urmă. Da, imediat Napoli trece peste noi. Două puncte în acest moment. Hai să ne câștigăm cele două meciuri și până la urmă să depindem de meciul direct cu ei. Până la urmă ăsta este obiectivul. Hai să câștigăm la Torino. E clar, ne așteptăm un nou meci greu. Avem nevoie de 3 puncte. Nu știu ce să mai zic. Absolut de necrezut ceea ce se întâmplă cu noi. Acest episodul trecut 3 egaluri consecutive. Acum avem nevoie de două victorii, două meciuri extrem de importante pentru noi. Câștigăm doar unul, a face un egal. Napoli imediat câștigă și trece peste noi. Exact ce spuneam, Napoli abia așteaptă pasul greșit din partea noastră. Din păcate, îl comitem destul de repede. Până la urmă, hai să ne facem noi treaba, hai să scoatem 6 puncte din aceste ultime două. Absolut penibil. Absolut penibil. Sunt absolut penibil. Eu cazi mai poate pentru altorii. Le-am făcut cadou mingea și era cât pace Torino să dea lovituri. Vine aici, vine João Petru. Vali. Ademi. Se întoarce Ademi, șut blocat. Sare mingea la Izo aici. Da, Sefer. Nu pot să trece mingea spate Berisha.
Ce șut scoate Berisha aici? Cu capul, bă, băiatule, du-te, bă, și lasă. Du-te, bă, și lasă-mă, scoți cu capul, bă, șutul. A, final de sezon pe buchie de cuțit. Final de sezon foarte dificil. Greșește portarul aici. Haide, boia de Emi, bă. Haide, boia de Emi, bă. Doamne! Bună pas. Haide, valitate. Da! A, nu pot să cred, a fost prea sus centrarea asta pentru Sefer și a dat... Cât de prost a lovit-o. Aia a fugit pe chelie, practic, aici, această minci. A, nu pot să cred. Nu pot să cred ce ocazie era. Am văzut un port aici. Câte ocazii a ratat și Torino. Absolut penibil. Absolut penibil. Prea tare pasare la asta. Băi Berisha, bă, băi Berisha, bă, băiatule, bă, du-te, bă, și lasă-ne. Te-ai pus pe noi, scoți practic orice șut pe poartă, ești nebun. Mandragora. Linetti. Asta la adâncime aici, SGC. Da, ne apropiem de finalul primei reprize și e 0-0 în continuare. N-am reușit să marcăm în fața acestei echipe. O, ce culoare are aici Mihailă. Are spațiu foarte, foarte mare. Mihailă! 6 metri, mă, am dat în fundaj, mă, penibilule. Am dat în fundaj, mă, penibilule. Ai dat 6 metri, tu. Pierdând velul la cap, Mandragora. Nu, puteai să dai pentru noi aici. Puteai să dai pentru noi, prieteni, aici. Ai dat-o pe asta. Bun. No, nu pot să cred. Șut blocat, sare direct la adversar acolo și putea să marcheze. Băi, Cheliosule, mă, plecase și eu pe contrata. Chiar râs de mine în halul ăsta. Râs de mine în halul ăsta. Plecase pe contraatac, penibilule. Lasă să finalizez și eu atacul ăsta. 0-0 la Torino, la pauză. Ieșim la atac. Vom fi mult mai expuși acum pe faza defensivă, dar nu avem ce face. Trebuie să mergem să câștigăm meciul ăsta. Avem nevoie de cele 3 puncte. João Pedro. Intră în centru João Pedro. João Pedro! Lovește transversala! Respinge aici. Defensiva celor de la Torino. Recuperăm destul de repede Mihail pentru Adeyemi, lovit din nou transversala. Absolut genial. Absolut genial să nimerești transversala din orice trecere aici, Mandragora. În două faze absolut identice am lovit transversala.
Putea să dea Torino din nou lovitura aici. Avem noroc. Avem noroc că Torino n-are inspirație nici la finalizare. Riși. Suntem niște riși. Am avut noroc acolo, nu știu cum a rămas mingea la pe João Pedro și până la urmă marchează de ei. Absolut penibil. Foarte important de cele 3 puncte. Foarte, foarte important de cele 3 puncte. Trebuie să plecăm cu 3 puncte de la meciul ăsta, de la Turin. Păi Aider aici, atentă să Sike. Joacă cu Sefer. Sefer schimbă partea aici pentru mai Mihailă. Cât de bine îl vede Sefer aici pe Mihailă. Cerează Mihail. Mihail. Joacă din nou cu Sefer în fața porții, resping torinezii de acolo, Voivoda preia și cu cât calm iese Torino din defensiv. Mandragor. Izu. Găsește Izu această pasă pentru Brecalo. Zima, o nouă diagonală perfectă pentru Linetti. Trece Linete aici de băluță, scoate în stânga pentru Brecalo. Bun William Carvalho aici, foarte bună intervenția. Putem pleca pe o contră. Sefer îl găsește din nou pe Mihail, excelent. Are spațiu Vali aici. De ce nu centrez, bă? De ce nu centrez, bă? Greșește Sique aici. După ce reușește să recupereze ultimele 10 minute, hai să fim atenți. Tait joacă aici cu Sanabria, reușește să ne salveze Gigi. Voivoda. Mandragora pentru Sanabria, blocăm din nou șutul. Oh. Domn, ce faci băi Gigi, bă, ți-am dat să dai pase scurtă jos. Doamne, 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 zici că am luat o razna, bă, băiatule. Doamne, ce gafă am făcut acolo, Gigi, incredibil. Joc pentru. Sunt penibil. Bun, bun, bun că luăm cele 3 puncte, doamne, dar câte... Prin câte trebuie să trecem, e incredibil, ce meci, ce meci la Torino, absolut, câte 9 șuturi de fiecare echipă. Napoli a avut acasă cu Fiorentina, hai să sperăm acolo la un egal, poate, și să reușim să revenim la gata de puncte cu Napoli. S-a impus Napoli din nou. Până la urmă sunt 3 puncte și până la locul 3 la Milan. Și Milanul, dacă se încurcă, putem să-i tragem sub noi. Însă se pare că pe ultima 100 de metri toată lumea merge ceas, mai puțin noi. Noi suntem aia penibili, noi suntem aia care dăm cu piciorul unor puncte destul de importante. Primim vizita celor de la Sampdoria pe Ennio Tardini și practic nu există nimic de la acest meci decât cele 3 puncte. Dar n-avem voie să nu câștigăm cele 3 puncte. Practic dacă ne încurcăm cu Sampdoria
Nu mai avem nicio șansă, cu siguranță. În momentul ăsta sunt 2 puncte de vânt la Napoli. Vom avea episodul următor meci direct cu ei, așadar încă depindem de noi. Însă dacă ne încurcăm în meciul ăsta, nu mai depinde de noi. Chiar dacă vom câștiga meciul cu Napoli, va fi greu de crezut că se va mai încurca Napoli în ultimele două etape. Hai să ne concentrăm la meciul ăsta, pentru că meciul trecut a fost unul absolut teribil. Puteam să pierdem acel meci destul de ușor. Ocazii multe și era ratate de... Da! Te bom mă, de Torino. Respingem de aici, ADM-ul luat pe sus, rămâne însă la minge Antonio Sefer. Drăgușin joacă titular aici, îl depozitează pe Sefer. Reușim să câștigăm această minge într-o poziție destul de bună. Lua pe sus aici Vali Mihaila cu aliare. Candrev. Thomas Pinia găsește această pasă între linii, Caputo mai departe, Damsgaard reușește să scoată Gigi. Ocazie bună aici pentru Sampdoria, plecăm pe contră. Ciprian. Ademi mai departe. Cât de bine se apără Damet aici. Ce intrare a lui Qualiarella. Nu se dă absolut nimic pe bune. Trece Damsgaard aici. Atent, Sique. Ce ocazie din nou pentru Sampdoria. William Carvalho, Sibia. Foarte aglomerată zona centrală, nu prea ai pe unde să treci. Scoate la margine pentru Sefer. 1-1 aici cu Drăgușin, pasează pentru Ciprian, mai departe pentru Adeyemi. Nu pe clasa. 1-0 pentru 25. Câte sete am tras aici, câte sete am tras aici. Uf. Reușim să-i desfacem până la urmă și să marcăm. E bine să descurcă aici Adeyemi, bună și finalizare. 1-0 minutul 25. Bun. Trebuie să fim atenți. Sampdoria arată că poate pune probleme. Thomas Pinia, Adrian Coliarella. Cât de repede joacă această echipă. Caputo. Încearcă aici pasă în adâncime pentru Damsgaard. Caputo scoate Gigi. Cât de rapid dezvoltă atacul Sampdoria. Cât de rapid pasează. Suntem destul de ușor scoși. Plecăm pe contră. Ciprian. Blocat aici Ciprian, se rămâne la minge, pasă pentru Sefer, mai departe pentru Joao Pedro, reprimește Sefer, nu, Damet blochează acolo. Thomas Pinia joacă în adâncime aici, în stânga pentru Damsgaard, Damsgaard pentru Caputo! 1-1. Ce contraatac, ce contraatac are Sampdoria aici. Suntem destul de ușor scoși. Iar șutul lui Caputo nu dă nicio speranță lui Gigi din păcate. Atunci ce spuneam mai devreme, trebuie să fim atenți. Sampdoria poate să ne creeze probleme. Privim gol și se restabilește egalitatea. Deschide Napoli scorul cu Bologna din penalti. Nu e o informație foarte bună pentru noi. Bun.
Și să blocăm aici această centrare, pasă de Bruno în joc. Pasă simplă, bă băiatule, bă, pasă simplă, bă băiatule. Damsgaard accelerează aici în bandă, Damsgaard greșește și să vedem dacă ne mai lasă, nu ne mai lasă. 1-1 pauză. Și putem să pierdem din nou puncte mari, puncte care ne pot face să pierdem locul 4 de Champions League, să nu mai depindem de noi. Joacă cu 5 pe fund, acum am observat Sampdoria și de aici vine și această greutate de a-i desface. Am o greșit, pasă simplă, bă, băiatule, bă, pasă simplă. A, incredibil acest Damsgaard. Îi fură minge aici lui Sike. Drăgușin. Trece acolo Adrian, pasă pentru Caputo. Ce finalizare de Caputo cu spatele la poartă. Dă din voleu, absolut interesantă, foarte interesantă această și periculoasă această finalizare. Să vedem dacă putem să dezvoltăm acest atac. Excelent, Damet aici se închide. Coaliarela joacă aici direct pentru Damsgaard. Damsgaard în fața porții. Cine ține meci? Cât de periculoasă e această echipă. Da, Joao. Joao Pedro scoate portarul. Incredibil. Sampdoria, Berezinski. Haide, mă, sar mingea din nou la ei. Candreva centrează aici, respinge Bela Kocar. Se joacă pe cont. Valinhei. Bună pas. Ciprian. Să pe asta. Fracțiune de secundă mai dacă mai așteptam. Ce pasă aici, Damsgaard însă își bate joc și putem să plecăm din nou pe contra noi. ADI. Nu pot să cred, n-a intrat pasă aici. Cât de ușor suntem deposedați din nou. Și din nou contra periculoasă aici, Torregrossa. Atem Gigi. Ultimele 10 minute. Bună pas. Ciprian pentru ADM. Se doarge ADM cu fața și reușiți să marcă minutul 22. M-am trecut toate transpirațiile aici, nevon. Toate transpirațiile m-am trecut. Mamă, cum să te chinui în halul ăsta cu Sampdoria, mă? Cum să te chinui în halul ăsta cu Sampdoria, mă? Bine, Adeime aici. Cum e bine să toace cu fundașa în spate. Da, eram pa. Eram pa dacă pierdeam victoria din mâine la meciul ăsta. Da, nu mai aveam nicio șansă. A se distanța 4 puncte Napoli, chiar dacă câștigam în meciul direct, nu ne mai ajuta cu absolut nimic. Ce poate aici pentru Caputo, Torregrossa, se descurcă Torregrossa acolo, reușim să recuperăm.
Însă Ayala pasează în adversar și poate fi o nouă contră periculoasă aici. Bine, Felix Agu. Ayala joacă aici cu Mihail. Trece Mihail aici. Bun. Avem spațiu. Vali. Trece Vali în fața porții pentru Ayala. Se termină. Aici. Tremur, mi-a dus. Tremur în mâine. Un meci extrem de important pentru noi. E bine că reușim să scoatem cele 3 puncte până la urmă. Am dominat posesia, dar degeaba se impune Napoli 1-0 până la urmă cu Bologna. Da, depindem de noi acum. Trebuie să câștigăm ultimele 3 etape. Trebuie să câștigăm meciul direct cu Napoli, să trecem peste ei. Da, bă, s-a încurcat Milan și în acest moment trage Milanul sub noi. Bun, bun, suntem pe locul 4. Așadar, dacă câștigăm meciul ăla cu Napoli, cred că avem asigurat undeva la 20% poziția a patra. O nouă ofertă pentru Pezzella. Din nou spunem pas. Doamne, doamne, doamne. Ce final de sezon, final de sezon plin de emoție până la urmă, pentru că a jucat Milan și deja a câștigat meciul din această etapă și trece pe locul 3. Suntem aruncați din nou pe locul 5, însă avem șansa să câștigăm cu Napoli și să tragem Napoli sub noi. Vom fi la egalitate de puncte cu Milan, așadar ce final de sezon ne așteaptă. Un final de sezon incendiar, un final de sezon de la care trebuie să scoatem absolut maximum. Vom avea cu Napoli meci direct, jucăm acasă cu Udine, jucăm finala cupei cu Inter și terminăm acest sezon în deplasare cu Juventus. Din păcate, nu reușim să scoatem maximum de puncte astăzi, deși am început excelent, 2-1 pe San Siro cu Milan, facem doar 2-2 cu Roma, câștigăm chinuit 1-0 la Torino. Și mai chinuit 2-1 cu Sampdoria și depindem de noi acum, depindem de noi, depindem de ce vom face în ultimul episod, dacă vom prinde grupele Champions League, dacă vom prinde top 4. Da, cam atât, cam atât pentru astăzi, încheiem aici acest episod cu foarte multe emoții acest episod. Până la urmă se termină cu bine și depindem doar de noi în ultimele 3 etape dacă vom prinde top 4. Încheiem aici, prieteni. Mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare. V-am pupat!